Yeah. Right there in Tra, then he went to Kare, the first push right there. Vreau ca să aduc la cunoștință, mă găsesc de prima dată în Australia. Motivul care este căci băiatul meu, Adi Alasu, fiul meu, Domnul să-l binecuvinteze pe el și la vinia soția lui și pe cei trei fii, Domnul să-l întărească, dar mă alătur de ei. Doresc ca Domnul să vă întărească pe toți, pe fiecare în parte, Biserica Philadelphia. Mă găsesc în locul acesta și motivul binecuvântat prin care este ca să-l aducă la cunoștință, pentru că prin fratele păstor de Dan Ioan, care mulți ani înainte, în urmă, mai bine zis, a vizitat Australia. El are la o vârstă de 81 de ani, dar mări să fie Domnul că la vârsta aceasta încă se va curge prin el, căci Domnul este la cârma fiecăruia. Alături de el și de Biserica Carmel, care este păstorită la ora actuală de el, prin care coordonează fratele Delu Filip, care credem că cu toții îl puteți cunoaște, care a fost pe aici prin Australia. Doresc ca salutul transmis, pentru că vreau ca să mă descarc și de acest bagaj care se găsește din Iuda, versetele 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, ținiți în dragostea lui Dumnezeu și așteptați în îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică, glorificat să fie Domnul, amin. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, și Domnul să ne ajute la aceasta. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu și pe Iisus Hristos, care l-a trimis Tatăl, mărit să fie Domnul. Este o promisiune, trebuie să înțelegem, să grăbim de a moșteni viața veșnică împreună cu Împăratul Gloriei, lăudat să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, doar harul lui care a fost cântată și menționată ne-a ținut până în vremurile ca acestea. Sunt vremuri încă binecuvântate din partea Stăpânului, ca noi, ca biserică, să ne putem apropia tot mai mult, pentru că se apropie. Și acea apropiere este că pașii lui se aud, pașii lui ne vorbesc, căci el în curând va veni să-și ieie ceea ce este al lui, mărit să fie numele Domnului. Vom intra prin cuvântul care a fost citit din Isaia 6, primele 8 versete. Și pentru că profetul acesta, care scoate în evidență lucrarea măreață pe care Dumnezeu și-a revelat-o și a dus-o la cunoștință cu încă 700
de a înainte de a veni acel ce stă pe tron, Domnul Domnilor, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Cuvintele prin Isaia, care menționează, aduce la cunoștință chiar încă din anul morții împăratului Ozia. Dacă privim puțin despre acest împărat care spune cuvântul din 2 Cronici, capitolul 21, versetul 1. Ozia pus ca împărat de către poporul iudeu, spune cuvântul, în locul tatălui său, Amatia. La vârsta de 17 ani este ales, pus ca conducător. Iată, el a domnit 52 de ani. 52 a fost la dispoziția lui Dumnezeu. Dar, dacă privim căci sfârșitul lui a devenit un sfârșit tragic, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze, ca sfârșitul nostru să fie încurunat prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Marele Împărat al Gloriei, lăudat să fie numele Său. Și spune cuvântul Sfânt, așa cum reiese din Ozia, din 2 Cronici, capitolul 3, capitolul 26, începând din versetele 16 și 17. Iată ceea ce a făcut Ozia. Dar când a ajuns puternic inima, i s-a îngânfat și a dus la tine. A păcătuit Domnului Dumnezeului său, intrând în templul lui Dumnezeu, ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Și observăm căci preotul Azaria și cu cei 80 de preoți ai Domnului, oameni cu inimă care și-au potrivit împotriva lui Ozia și a zis, nu ai dreptul să aduci tămâie Domnului, ci dreptul îl au preoții, mărit să fie Domnul. Dreptul acesta li s-a căzut la sorți pentru preoți, dar Ozia a vrut să se scoată în evidență. Și un lucru tragic s-a împlinit când spune din versetul 19, împăratul Ozia s-a mâniat pe preot, în mână avea o candelniță, a izbucnit lepra pe fruntea lui Ozia, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierilor. Și spune că împăratul Ozia a murit în anul 740 de ani înainte de Hristos. Domnul să ne binecuvinteze și pe noi să tragem o învățătură în ceea ce ne aparține nouă, să fie după voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Iisus Hristos, slăvit să fie El. Să privim câteva lucruri despre ceea ce scoate în evidență Isaia. Din primul verset vom observa despre scaunul de domnie foarte înalt. Apoi urmează despre poalele mantia Domnului Iisus Hristos, mărit să fie El. Apoi sfințenia pe care
a zărit-o Isaia, recunoștința lui și smerenia, slăvit să fie Domnul, care Domnul să pună în inima mea și în inima fiecăruia. Și spune despre aspectul acelui serafim care a zburat și a atins cu cărbune gura lui Isaia. Și nu în ultimul de lucru spune apoi, nu în ultimul rând, Domnul Iisus a auzit vocea Tatălui. Din versetul 8 cu care a fost prezentat, fie ca vocea Tatălui să fie auzită de noi toți, de fiecare. Și atunci când vocea Tatălui ne va vorbi, ne va aduce la cunoștință despre lucrările lui mărețe, mărit să fie Domnul. Referitor despre Domnul șezând pe un scaun de domnie înalt, observăm din partea întâia versetului din citat 1. Iar dacă privim în unul împărat, un alt om, un alt proroc care vede lucrul acesta, pe cel ce stă pe un tron, pe cel care este Domnul oștirilor, pe scaunul de domnie, mărit să fie Domnul, spune din prorocul Mica care a zis, ascultă dar cuvântul Domnului, am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toată oștirea cerurilor stând la stânga și la dreapta lui, mărit să fie numele Domnului. Cel ce șade pe scaunul lui de domnie spune cuvintele așa cum reiese din Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 2 la 4. Iată cuvintele care sunt bine aduse la cunoștință de-a rândul vremurilor care astăzi suntem binecuvântați de a le asculta și noi. Spune cuvântul din capitolul 4, versetul 2 la 4 din Apocalipsa. Atunci când Ioan a fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe acel scaun de domnie ședea cineva și acel cineva, Apocalipsa îl prezintă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie El. Spune cuvântul în versetul 3, așa, cel ce șade pe El avea o înfățișare, unei pietre de aspis și de sardiu și scaunul lui de domnie era înconjurat cu curcubeu ca o piatră de smarand la vedere. Mai mult ca piatra aceasta de smarand la vedere, strălucirea slavei este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care dorim să strălucim ca niște pietri în casa lui Dumnezeu. Voi sunteți templul Duhului Sfânt, dacă Iisus Hristos strălucește în voi, mărit să fie Domnul. Să privim din Sfânta Scriptură și din versetul 4 care a fost amintit. Privind în prejurul scaunului de domnie, erau 24 de scaune și pe la cele 24 ședeau cei 24 de bătrâni
care s-au aruncat cu cundurile și s-au închinat înaintea scaunului de domnie, lăudat să fie El. Să privim tot din Apocalipsa, capitolul 11, versetul 16 la 17. Iată cu ce cuvinte spune cuvântul despre cei 24 de bătrâni care stau înaintea lui Dumnezeu. Pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și a zis: îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, ai fost puternic, care ești, care vii, care ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să-L părăsești, mărit să fie Domnul, împăratul glorie, dorind ca El să împărăcească peste biserica universală, peste poporul lui Dumnezeu, peste cel ce stă pe scaunul lui de domnie, care este împăratul nostru. Și acest împărat are o împărăție. Anii au trecut, s-au perindat de mii de ani, s-au strecurat împărați în vremurilor, imperii toate s-au spulberat, au venit alții, la fel, nu mai sunt, dar un lucru va rămânea, ceea ce Daniel în profeția lui vorbește din capitolul 7, versetul 13 la 14, care cuvântul ne aduce la lumină despre lucrarea măreață a celui care, acel îmbătrânit de zile, care stă pe tron, Iisus, acel care a înaintat spre El, vorbind prin cuvântul Său, care spune în vederea de noapte, Daniel, versetul 13. M-am uitat în timpul vederilor de noapte și că iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și au fost adus înaintea lui. Să vedem acest îmbătrânit de zile care îl reprezintă pe Domnul Dumnezeul Atotputernic, care i-a încredințat-o Fiului Său, care i s-a dat stăpânire, putere și slavă împărătească ca să slujească toate popoarele, măriți să fie numele Domnului, oameni de orice limbă. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și nu va fi nimicită, pentru că în fața acestei împărății este împăratul, este mielul, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și dorim ca să putem avea parte în împărăția gloriei cu Iisus Hristos la nunta mielului, acolo unde în eternitate vom fi pururea cu El, lăudat să fie numele Său. Am adus la cunoștință despre aceste lucruri care Isaia și profetul Daniel le-a prezentat prin Sfânta Scriptură. Dar dacă privim despre cele două versete, 2 și 3, despre sfințenia care a văzut-o profetul Isaia, ce bine ar fi să privim la acea sfințenie, pentru că este cu neputință să nu întristăm pe Dumnezeu, pe împăratul gloriei. Dar vine cuvântul și spune: acei serafim stăteau
deasupra lui și fiecare aveau șase arii. Cu două își acoperau fața, cu două își acoperau picioarele, cu două zburau și strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de măreția Lui. Din pricina sfințenii Domnul Iisus Hristos, măreția Lui se declanșează peste universul pe care cel îmbătrânit de zile l-a întocmit, mărit să fie Domnul. Să privim în clipele minunate, în revelația pe care Ioan în insula Patmos a avut-o. Și cuvintele din Apocalipsa 4, versetul 8, iată cu ce cuvinte spune: fiecare din aceste patru fapturi vii aveau câte șase aripi și erau pline cu ochi, de jur împrejur, și pe de la untru și pe de la poi, ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic, care a erai și care vii, mari să fie Domnul. El este Sfânt, de trei ori Sfânt, ne cheamă pe fiecare la sfințenie. Să privim din Sfânta Scriptură, din citatul care ne-l a fost acordat în ziua de astăzi și despre acele poale a mantiei, care vrea ca cele poale a Lui să cuprindă întreaga biserică. Amin. Și sub poalele Lui vei primi vindecare, iertare, răscumpărare, căci acel cu poalele mantei Lui, care reprezintă autoritate, și găsim în Evanghelii care ne vorbește despre aceste poale de autoritate. Dacă privim din Evanghelia lui Luca, vom observa în cuvântul său, așa cum spune din 8, capitolul 43 în jos. Să fim cu luarea minte, căci nu este cuvintele mele, ci este cuvintele celui care încă poalele mantelui se îndreaptă, ci astăzi spre biserica Filadelfia. Spune cuvântul: și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își încheltuise toată averea cu doctorii, fără să fie putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi, s-a atins de poala hainei lui, adică de poalele mantiei Domnului Iisus Hristos. Momentul acela când a fost dată de gol, acea femeie a venit înaintea Domnului, pentru că spune în cuvântul său în continuare din versetul 47, care zice: femeia când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a pus în fața întregului noroi din ce pricină s-a atins de el și cum fusese vindecată de Domnul Iisus Hristos. Pentru că spune, din Iisus i-a zis: îndrăznește, fică,
credința ta te-a mântuit, căci din acele poale amante, Domnul Iisus Hristos a simțit o putere îndreptându-se spre acea femeie. Credința a dus mântuire, dar slăvit să fie Domnul, că Domnul a dat și vindecare. Care doresc ca Domnul să dea vindecare tuturor care a spășit pragul casei Domnului, mărit să fie El. Mai privim câteva lucruri și ar vrea ca să nu vă țin prea mult, dar mă apropii și de încheiere. Puțină răbdare și zice cuvântul în felul următor despre profetul acesta care se recunoaște înaintea celui ce stă pe tron, celui ce stă pe scaunul de domnie. Spune din versetul 5 din citat: atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Din pricina strălucirii a Domnului oștirilor, Isaia s-a recunoscut că pe buzele lui era o necurăție. Și doresc ca Domnul să curățească buzele mele, să curățească buzele poporului. Amin. Și fiind sfințite, măriți să fie Domnul, vom fi binecuvântați, lăudați să fie El. Să privim, așa cum menționează cuvântul sfânt, un alt om al lui Dumnezeu. Din vechime, este vorba despre Gedeon, din judecător, văzând, spune cuvântul, că fusese îngerul Domnului și a zis, vai de mine, stăpâne, Doamne! Iată încă unul care menționează și spune, vai de mine, stăpâne, Doamne! Dar în același rând primește și un răspuns. Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri, lăudați să fie numele Domnului. Despre acel serafim care a zburat așa cum reiese cu acele cărbune și care gura lui Isaia a fost atinsă, acel cărbune s-a atinge gura mea, cum a atins-o din oară pe Isaia și Isaia l-a recunoscut pe cel ce stă pe tronul său, cel ce stă pe acel tron de domnie cel înalt, pe împăratul slavei, mărit să fie Domnul. Dar, spune unul din serafim, a zburat pe mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu clește de pe altar. Acel cărbune, știu că este ferbinte, dar ce ar fi mai bine ca cărbunele Duhului Sfânt să sfințească inima fiecăruia, lăudați să fie Domnul. Să privim încă câteva clipe care un alt om al lui Dumnezeu, când a stat la îndemână, observăm despre Ieremia, capitolul 1, versetul 9. Iată cu ce cuvinte. Apoi Domnul și-a întins mâna
și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Atunci când gura noastră este sfințită, este curățită, Domnul va pune El cuvintele Lui, cum a pus cuvintele în gura lui Eremia. Și pentru că spune cuvântul, ultimul verset care a fost citit din Isaia 6:8, zice, am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și pe cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, laudați să fie Domnul. El a înțeles trimiterea pe care a fost din partea Tatălui. Dar vine din Evrei, capitolul 10, cu versetul 7, care spune în felul următor. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta, să-i facem voia ta. Apoi să ne putem bucura la nunta Mielului, împărirea împăratul slavei cu Iisus Hristos. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Putem o versetie.